Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. Încă un caz de coronavirus a fost confirmat în raionul Nisporeni. Astfel, bilanțul ajunge la 4 persoane. Un tânăr în vârstă de 27 de ani din satul Bălăurești a fost infectat cu COVID-19, în timp ce s-a aflat în Anglia. Acesta a revenit acasă cu soția și copilul său, cu un avion, în data de 25 martie. Raionul Nisporeni până la ora actuală și vorbim aici de data de 03.04.2020, ora 13. Avem 4 cazuri confirmate cu infecția COVID-19. Primele 2 cazuri sunt din satul Marinici, al treilea caz confirmat este din satul Soltănești și respectiv al patrulea confirmat. Caz confirmat este din satul Bălăurești, Raionul Nisporeni. Toate 4 cazuri sunt cazuri de import. Toate sunt persoane de gen masculin cu vârstele cuprinse între 27 și 39 ani. Primele 2 sunt cazuri de import din Franța și respectiv ultimele 2 sunt cazuri de import din Anglia. Bărbatul se află internat la Spitalul Raional Nisporeni. De asemenea, soția și copilul au fost spitalizați la data de 2 aprilie, fiind suspectați de infecție. Ultima persoană diagnosticată pozitiv cu infecția COVID-19 din satul Bălăurești, conform fișei epidemiologice, s-a întors în țară cu o rută charter împreună cu familia. Vorbim aici de soție și copil. La data 25.03.2020 s-au autoizolat la domiciliu și la data de 02.04.2020 au fost internați la Spitalul Raional Nisporeni. La ora actuală, în raionul Nisporeni sunt 3 persoane suspecte de infectare, iar acestea se află internate la Spitalul Raional Nisporeni. Soția și copilul sunt cu statut de persoane suspecte și pe raion, la moment, avem 3 persoane suspecte, unde așteptăm rezultatele de laborator, care vor confirma sau infirma infecția cu COVID-19. Toate persoanele care au venit cu ruta respectivă, care s-a întors din Anglia, toate sunt luate la evidență și toate se află sub monitorizare de către medicul de familie, prin intermediul telefonului și cu ajutorul poliției. Aici vreau să mai fac un apel repetat către populație. Stați acasă, nu vă expuneți riscului atât pe dumneavoastră, cât și pe cei din jur. La moment, în Republica Moldova sunt 505 cazuri confirmate de COVID-19, între care 62 de persoane se află în stare gravă, 221 de gravitate medie, iar 158 de pacienți sunt în stare satisfăcătoare. Totodată, 26 de persoane s-au vindecat, însă 6 au fost răpuse de infecție. Datele Ministerului Sănătății mai arată că 32 de persoane din Transnistria au fost diagnosticate cu coronavirus. Cu greu fac față carantinei, mai ales că sunt bătrâni și neajutorați. Zeci de vârstnici, oameni nevoiași, dar și persoane cu nevoi speciale sunt ajutați în această perioadă de cumpănă. Primăria orașului Nisporeni, cu sprijinul agenților economici, le este aproape și le-a întins o mână de ajutor. În aceste zile, bătrânii solitari și persoanele aflate în dificultate primesc acasă strictul necesar. Pâine, produse alimentare, dar și cuvinte calde. Ceva produse alimentare în perioada asta grea în care ne aflăm. Și vrem să vă urăm mult sănătate și adică să vă bucurați de puținul de care este. Poftim, luați! Mai mult la Dumnezeu și o viață frumoasă! Mulți bătrâni din orașul Nisporeni stau în această perioadă închiși în casă. Unii dintre ei chiar își pun lacătul la poartă, fiindu-le teamă. Alții așteaptă nerăbdători ca măcar cineva să le pășească pragul și să mai schimbe o vorbă pentru a uita de singurătate. Suferă de sărăcie, de bătrânețe, de neputință. Totuși, în contextul pandemiei de coronavirus care ne pune la grea încercare, aceștia nu au fost uitați de autoritățile locale, care, împreună cu agenții economici, merg pe la casele celor neajutorați și le duc pungi pline cu produse alimentare. Din partea agenților economici și a primăriei, ca și două
Și putem, știm că e puțin, ar trebui mai mult, dar... Da, lasă, băi băieți, vă da proste, băi. Încercăm să ne zicăm așa. Autoritățile din Isporeni susțin că în această perioadă, când sunt impuse restricții și oamenii nu pot ieși din case, asemenea acțiuni caritabile sunt necesare sub orice formă. Această acțiune de caritate am început-o câteva zile în urmă, la inițiativa primăriei și a câtorva agenți economici, adică persoane cu suflet mare, care am venit în ajutorul persoanelor netați și a persoanelor care trăiesc mult mai greu ca noi. Și am venit să le acordăm un ajutor cu produse alimentare în această perioadă grea în care ne aflăm noi. Să știți că nu ne oprim aici, mergem mai departe și venim cu un demn și la alți agenți economici să vină cu inițiativă și să ajutăm persoanele netate și persoanele care nu se pot deplasa. Anisia Fărâmă, în vârstă de 89 de ani, a crescut 8 copii, dintre care 2 i-au decedat. Bătrâna trăiește singură și nici până la magazin nu se poate deplasa, întrucât picioarele o dor. Ea spune că produsele primite i-au încălzit inima. E greu. Vinerea am trăit în parte și cu vinerii care el ne-a dus. Uneori în fiecare zi am nu prea vine când nu-i sănătoși el. Boda prost, boda prost. Bătrânii au întâmpinat oaspeții cu mult drag și căldură. Unii dintre ei chiar aveau chef de vorbă, mai ales că nu au mai comunicat cu cineva de zile întregi. Mai multe la mine. Boi vechi și cu vârta sau o gravat. Iată și eu puținile mele producții alimentare pe care le am aici, le păstrez la rășe. Bătrânii și cei aflați în dificultate, cu atitudine blândă, au apreciat gestul caritabil. Bă, dar prostate, bă, mulțumesc la toți, multă sănătate! Multă sănătate și numai bine! Este foarte binevenit acest fapt, îi omenește, îi cu bun simț omenesc, nu sunt rupt de realitate, mă stăru și eu la maximum cu starea mea trupească, să rezist, da, ca să spun așa, supraviețuiesc. Nu, o dată în săptămână merg după cumpărături, în rest, practic, e la apă când trebuie să mă duc, desigur, în șeșor, cum mă duc eu și cum merg eu. În rest, deci nu comunic, nu comunic, deci nu vin nimeni la mine, nu mă duc, dar nici starea sănătății la general. Bine, bine, eu mulțumesc frumos, eu le mulțumesc foarte frumos, să pentru cei care mi că nu prea ajunge, sunt. Dacă mai vin și ajutorul de este, e foarte normal asta. Eu zic că îi mulțumesc frumos asta. De la lansarea acestei inițiative de binefacere, în jur de 35 de bătrâni și oameni neputincioși au fost ajutați. Acțiunea de caritate va continua și în următoarele zile. Spitalul Raional Ștefan Vodă a fost plasat în carantină, iar toți pacienții cu COVID-19 au fost transferați la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Aseară am primit decizia de a institui regimul de carantină la Spitalul Raional din Ștefan Vodă, astfel încât toți pacienții care sunt cu COVID au fost direcționați către municipiul Chișinău. Iar ceea ce ține de funcționarea Spitalului Raional Soroca, dat fiind faptul că este dotat corespunzător, există potențial la nivel de resurse umane, la etapa respectivă rămâne a fi funcțional sub monitorizarea continuă care este realizată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit ultimelor date, în raionul Ștefan Vodă cu COVID-19 au fost diagnosticate 57 de persoane, dintre care una a decedat. În același briefing, directorul Centrului de Triere pentru Pacienții cu COVID-19 de la Modexpo, Oleg Crudu, a anunțat că instituția este pregătită în proporție de 90%, iar în următoare zile își va începe activitatea. Centrul de COVID Chișinău este pregătit în proporție de 90, poate mai mult procente. Deci, la momentul dat, sunt deschise 3 zone. Zona de triaj primar, zona de triaj de etapă, unde va fi zona galbenă pentru pacienții gravi, care dispune la ziua de astăzi de 80 de paturi, zona roșie, care la ziua de astăzi dispune de
capacitatea de 40 de paturi, deci deschis la moment sunt 10 paturi și adăugători în zona verde sunt deschise 100 de paturi. Sunt absolut dotate, inclusiv laboratorul, radiologia și imagistica. Avem o abordare foarte strategică în privința activării acestui centru, pentru că ne dăm bine seama că pe lângă triajul persoanelor este vorba inclusiv și de plasarea unor persoane, acele teste de laborator care trebuie să fie realizate. De aceea, un element cheie îl reprezintă și măsurile de protecție individualizată a personalului care va fi în cadrul acestui centru și astăzi, anume pe această componentă, vor fi realizate aceste instruiri. Potrivit Ministrei Sănătății, pe parcursul zilei de 2 februarie s-au tratat încă 2 persoane, iar în total 26 de pacienți ce au fost infectați cu COVID-19 au fost vindecați. Mai multe rețele de benzinării din țară au afișat prețuri mai mici pentru carburanți. Astfel, un litru de motorină costă în medie cu 55 de bani mai puțin, iar de benzină cu 25 de bani. Și gazul lichefiat s-a ieftinit. Acum costă cu aproape 10 bani mai puțin pentru un litru. După ieftinire, un litru de benzină costă 16,47 lei, comparativ cu 16,72 lei. Un litru de motorină a coborât la 14,12 lei, de la 14,72 lei. Gazul lichefiat costă 9,77 lei. Ultima dată, prețurile pentru carburanți s-au redus acum 2 săptămâni cu aproape 70 de bani. Accident grav pe traseul Strășeni-Chișinău. Un șofer a intrat cu mașina într-un panou publicitar de pe marginea drumului. Totul s-a întâmplat după ce roata automobilului a luat foc în timpul deplasării. Impactul a avut loc în seara de 2 aprilie, în preajma localității Cojușna. Mașina de model Mercedes era condusă de un tânăr de 20 de ani care avea ca pasager un alt tânăr de aceeași vârstă, ambii fiind locuitori ai capitalei. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Testat alcooscopic, șoferul nu era băut. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă de 900 de lei și 5 puncte de penalizare. Și a jefuit propria mamă. Vorbim despre un bărbat de 31 de ani care a furat telefonul de la cea care i-a dat viață. Polițiștii au fost alertați în dimineața zilei de 1 aprilie de către o femeie care a comunicat că a fost jefuită în timp ce se afla în locuința sa. Oamenii legii s-au deplasat la locul faptei pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În urma documentării, forțele de ordine au stabilit că femeia se afla în locuință împreună cu fiul ei, iar în urma unui conflict acesta, în mod deschis, i-a sustras telefonul, după care a părăsit apartamentul. Prejudiciul a fost estimat la 3.000 de lei. Bărbatul a fost reținut, iar în cadrul audierilor, acesta și-a recunoscut vinovăția. Anterior judecat? Da. Pentru ce ați fost adus la poliție? Cazul telefon. Și caz? Ce ați făcut anume? Cazul n-am telefon. Ați luat telefonul? Da. De la cine? Da. Dar de la mamică, pentru ce ați luat telefonul? Nu trebuie să... Individul este cercetat penal pentru jaf, el riscă închisoare de la 5 la 7 ani. Militarii Armatei Naționale au donat salariul pentru o zi de lucru în susținerea acțiunilor de prevenire a COVID-19. Aceștia au colectat circa 700.000 de lei. Suma adunată va fi transferată în contul special deschis de Ministerul Finanțelor pentru combaterea coronavirusului în Republica Moldova. Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, ministrul apărării Alexandru Pânzari a mulțumit întregului efectiv al Armatei Naționale pentru contribuția promptă la eforturile autorităților în lupta cu pandemia.
4 moldoveni au fost prinși fără acte la frontiera din Ucraina. Aceștia au declarat vameșilor că s-au pornit la rude, dar și în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit în țara vecină. În seara de 2 aprilie, indivizii au fost zăriți de către polițiștii moldoveni de frontieră din punctul de trecere Tudora Starokazacie. Aceștia au alertat imediat colegii ucraineni, iar la scurt timp, indivizii au fost depistați într-o gospodărie dintr-un sat apropiat. În cadrul investigațiilor s-a dovedit că cei 4 sunt cetățeni moldoveni, cu vârstele cuprinse între 20 și 27 de ani. Bărbații au fost reținuți și urmează să fie cercetați pentru trecerea ilegală a frontierei. Bătrânii vor primi pensiile acasă. Acest lucru este asigurat de angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, care merg pe la casele vârstnicilor împreună cu poștașii. Inspectoratul General de Poliție anunță printr-un comunicat de presă că pentru a nu expune riscului persoanele în etate și pentru ca resursele financiare să ajungă în siguranță la ei, începând cu 2 aprilie, angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger însoțesc acasă la bătrâni persoanele responsabile pentru repartizarea pensiilor. Toți cei implicați în procesul de distribuire a alocațiilor sunt echipați cu mască și mănuși. În același timp, Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat că a transferat pensiile și pe carduri. Prin intermediul instituțiilor bancare se deservesc 267.361 de beneficiari de pensii și alocații sociale de stat. Recent, Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat la Poșta Moldovei aproape 846 milioane de lei pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale, care primesc banii prin intermediul oficiilor poștale. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine! Yeah.